Elevii și-ar putea da acordul pentru a fi evaluați pe o platformă online securizată din viitorul an școlar. Ministrul Educației a declarat că această platformă va fi una de tip catalog electronic. În fiecare școală, dar și universitate, vor încheia contracte cu elevii sau părinții în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile fiecarei părți. Acest catalog electronic pentru toate școlile din România are în spate o bază de date cu foarte multe module, inclusiv cel de evaluare examinare. Contractele de școlarizare și pentru elevi, dar și pentru studenți care se vor încheia la începutul anului școlar sau universitar vor cuprinde acceptul de a fi evaluați în condiții de securitate. Am o părere foarte bună pentru că nu mi se pare normal să fim obligați să fim uh, evaluați până la urmă, dacă îmi dau acceptul să fiu evaluată bine, dacă nu E strict problema mea, având în vedere că sunt cunoștințele mele pe care probabil chiar nu vreau să mi le verific pe o platformă online. Nu știu ce să zic sigur, dar cred că ar fi destul de ok, atât timp când facem online, ar fi mult mai bine să avem o relație mai bună profesor-elev și să fim evaluați la cererea noastră, că ne simțim pregătiți și că simțim că am acumulat un maxim de cunoștințe. Elevii severineni sunt bucuroși de această inovație în sistemul de învățământ, consideră că au fost obligați să își arate cunoștințele fără a-și da acceptul. Legea educației prevede că la baza relațiilor dintre școală și elev este un contract educațional. Platforma în sine nu este dificilă, cea mai mare dificultate este asigurarea cadrului didactic.